Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Dying Light 2. Ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, boys, am reușit să aflăm câteva informații despre Skullface și că e posibil ca acesta să se folosească de zombies încât să-și mențină titlul ăsta de campion. În sensul că atunci când are el de făcut probe cu zombies, zombies nu se ating de el, că are el niște secrete de... secrete pe care o să încercăm noi să le aflăm în video de astăzi, desigur, și desigur o să încercăm și pe cât de mult posibil să ne ocupăm de acele random challenge-uri pe care le mai avem noi de făcut în arenă, pentru că, cert, avem câteva opțiuni acolo așa de abordat, dacă e să mă întreb pe mine. Și să vedem acolo dacă trebuie să facem toate misiunile de arenă sau nu, pentru că asta e iarăși o chestie care pe mine mă macină puțin, pentru că am văzut o tonă de arenă și mă gândeam, bă, frate, să nu-mi cer acum să le facem chiar pe toate astea, știi? Deși, drăguț, ar fi să nu te pună să le faci pe toate, că până la urmă rank-ul contează. Ok, cât de parte chestia asta? 64 de metri, foarte aproape chiar. Așa că, parcă n-aș vrea să mă vadă toate... De ce nu sare? Alo? L-a apucat criza. Nu mai voia să sară. Unde e intrarea aici? Scuzați-mă puțin. Mare chase ce a pornit, frate, aici, serios? Cred că pe aici trebuie să o luăm. Oare? Hai un pic. Cred că trebuie sus aici. Sau? E bine, ar putea să fie sus aici. Da, scumiți, nu vă agitați. What the fuck? De ce sunt ăștia aici? Bro, de ce sunt ăștia? Bro, dar e noapte, ar trebui să fie golden de ăștia aici, n-ar trebui să fie ăștia aici. N-are niciun sens, what the fuck? Stai puțin, n-ar trebui să fie băieții ăștia răi aici. Oare trebuie să mergem pe timp de zi? Hai să facem zi atunci. Dar e dubios, n-ar trebui să fie băieții ăștia răi, băieții răi ar trebui să fie pe afară, nu prin clădiri. Ia așa ți-i minte, acum parcă vezi că sunt acolo iarăși. Și de fapt trebuia să fi încercat să fie mers super mega stealth, ceea ce mă cam îndoiesc eu că puteam noi să o facem. Dar să zicem. Vedem acum dacă așa este sau sal. Nu știu, drumul la lanternă, uite pe prietenii mei aici care stau liniștiți și n-au nicio treabă. Da mă, uite, entering dark zone. Come back at night. Păi, nu asta am făcut și am venit at night. Și at night, ce-a fost? Stai așa, pic, stai. Îți doar dă ăștia așa momentan. Skullface. Stai un pic, vreau să mă asigur că e liber. Ok, pare a fi safe. Fac un bloater. Deci zona asta e cumva opusă față de ce ar trebui să fie, știi? Practic ar trebui să fi fost... liberă noaptea. Dacă nu este așa. Oh shit. Oh, pe aici. Mamă, s-o tonă. S-o tonă de zombies aici, bro. Și eu ocup asta. Dai așa un pic. Oh, dar nu vreau să o duc jos. Ah, dar sunt închiși. What the fuck? Wow. Ce cu tine, ficior? Thank you. Quiet, damn it. Did Skullface lock you in here? Is Skullface here? He's not. Relax. How did you get here? Mama, dar săracu e tăiat, te-ai făcut vrește. From the tournament, I was 10th in the ranks. Oh, pe locul 10 din rank. They broke my hands in a fight, and then he dragged me away. Se mișcă ca și cum nu ar fi tăiat în ultimul hal. Skullface kept them all in cages until they turned. But he's dragging wounded here from Carnage Hall? He doesn't just lock people up.
He makes them turn, then kills them. I knew he was fucked up, but he smeared some foul-smelling shit on me. Oh, shit! Oh, fuck. Nice. You all right? Yes. Did you see that? That thing was crazy. Yeah, just like Skullface. I'm fucking invisible. Where's he been getting this stuff he smeared on you from? I don't know. But he takes the bodies of the Terns he kills over there to that room. Then he cuts them. Oh. Okay, wait. Se dă cu mațe pe el și toate alea. N-are sens. Da, uite de aici. Păi, da, n-am venit deja odată aici. It's like a torture chamber. Nu e așa? Și n-ar trebui să o duc sus? Oh. De că scrie ceva pe hârtiuța asta. It's a note? It's some kind of formula. Oh no, not you. Ah. Astrid, Skullface uses infected corpses to make some weird substance. Oh, with the camouflage. That's why they don't attack him. He smears himself with it and they can't see him. He left behind a formula. Bring it here. It's what we've been looking for. You knew something about this? Listen, a doctor worked in Carnage Hall a year ago. He had a great new gimmick for the fights. He said that a substance made of infected tissue could be used as camouflage. He tried something like this in Haran. But here, da, we never got it to work. The infected came from all the fighters, same as always. And this is the formula he came up with. Must be. One day he radioed me saying he'd succeeded. Because it's sad in DLC, mo. It disappeared. Sad in DLC. Din primul joc, din The Following. Wouldn't be surprised if the dark felt good if Skullface is burnt camouflage. And it's one of my people. Doamne, nu poți să te miști. Jesus. Dacă încerc să-mi dau seama pe unde ieșim. Că mă jur că nu văd ieșirea. Aici? Nu merge să ieșim pe aici. Nici pe aici. A, bada. Am să sperăm că nu-s... nu-s prietene aia nașpa aici. What the fuck? Nu, no, doar aia așa, e ok. Credeam că-s prietenii nașpa care ne-au ucis prima dată când am venit aici. Da, că-s doar amărăți ăștia, că uleu. Dacă-s doar ăștia, e în regulă. Și cam pare să fie doar atâta. Al băieți, pa băieți. Mă, stai așa că trebuie să găsesc și ieșirea asta. A, n-am vrut să dau cu ăsta, am vrut să mă heal-ui cu altceva. Bă, trebuie neapărat să fac niște heal-uri mai bune, că stăm super prost cu heal-urile. Oh, you fucking for real. M-am pupat, băieți. Era băiatul meu. Chema Cornel. Nu stau eu cu Cornel acolo. Fără mișto. Eu cu Cornel nu împărțin nimic. Bă, dar ce s-a întâmplat, mă? Zici că s-a pișat ceva pe ochii mei, dar nu văd bine. Fără mișto, nu știu ce se întâmplă. O, oh, vin frate, să aveți lasă-mă în pace. Bă, dar serios, să-mi șterge și mie cineva ăștia? Ce s-a întâmplat? Dr. Deadly. Oh. I heard you got something for Astrid. I'll get it to her. Ok, yeah. Here. Ok. Here's your reward. Oh, chiar mai și într-o oară, nu primim și noi ceva pe toată treaba asta de muncă pe care am depus-o aici?
Ar fi fost puțin aiurea, să nu. Hey, Astrid, I handed it over. Good job. I'll contact you once I take a look at it. Ok. Eu să ne întoarcem aici, că avem niște challenge-uri de făcut. Interesantă treaba asta. Deci acum avem ceva care să ne facă invizibil de zombalice și de-aia întrebarea e unde ne va folosi treaba asta, că n-are oricum cât să și să te furișezi pe lângă băieții ăștia, adică serios. Da, mă, vedem acum. Vedem ce rezolvăm pe aspectul ăsta. Mă, că aș vrea să mai facem de alea de nivel roșu, că le erau periculoase rău de tot. Dar serios, ce se întâmplă cu viziunea mea? Zici că am un vizor și vizorul ăla e udat permanent. Ok, aici văd că aici... Bă, încă s-a păstrat. Ce s-a... Deci nu înțeleg ce s-a întâmplat, cred că trebuie să murim sau ceva. Vai, dar ce urât se vede. Fără mișto. E o leacă foarte enervant. Ok, reach the tournament final. Pe aici ca băieții până la turneu. Băgăm niște tururi nebune de astea. Hey. Nope. Hello. Moving on up in the ranking, eh? Yep. Like a fly toward the bug zapper. You and your analogies. By the way, I need help with something. Aolo, iară vrea ceva. Some savage pissed on my door and stole all the champion portraits. Found one near the shattered display case. Totally ruined. Cocksucker must have dropped it. An art thief. For a cocksucking savage, sounds pretty classy. Yeah, a classy drunkard. He spilled booze all over the place. Left a trail. We'll try and track him down from that. And while we're doing that, you could take the one portrait I found to a certain guy. Will you help me? The high. Yeah, of course. I'll do it as fast as I can. Thanks. Deși n-aș fi vrut, sincer. And the guy is ține-am buzunar portretul ăla. An artist. Sort of, at least. He'll fix this right up. I knew I could count on you. Nu știu dacă mă ajută să fiu prieten cu ăsta acum neapărat, dar să zicem. Să zicem. Prea am așa mare încredere în toată schema asta. Păi stai, sper că nu mă trebuie să mă lucrui iarăși în oraș, că dacă mă pune pe dreapta asta mă întorc direct înapoi. A, nu, uite că mergem sus aici. Vezi că trebuie să mă trimite la o chestie de-aia. Ăsta e artistul meu, săracu' e spart. Adisha, right? Quiet down, please. I'm a little hungover. Doar puțin, obosit. Severus told me you could fix this. It's... Where'd you get this? Someone broke into the display case. The rest are gone, except this one. Oh, very well. I'll restore it. Severus know who did it? No, not yet at least. El a făcut-o. It's quite a party, huh? Yes. So what? It's a free country. Now, don't start imagining things. A pure coincidence. Now, excuse me. Sure. Yeah, I have to get back to Severus. But you know I have to mention this coincidence to him. Oh, wait, listen. Please, don't do that. Look, here's the deal. A long time ago, Astrid asked me to create a portrait of each and every new champion. Așa. I was so proud to see them on display. But now, half of them, dead, maimed. Had I known I was creating dead portraits, I would have never agreed. Hai mă, pe bune. Okay, got it. But why did you steal them? I couldn't look at them. And then at myself in a mirror, I decided to return them to the families of those poor guys. Were you drunk? Yeah, no. That's why I couldn't locate any of them. I need to get this portrait back before Astrid finds out I took them. Can you help? No. The times change, so do Carnage Hall's rules. Nothing we can do about it. I gotta tell Severus. Motiv a fost semi-stupid, îmi pare rău. Oh shit, I gotta get out of here or they'll kill me. Pa. Severus, I found your thief. It was Adisa, and he's on the run. Figures. Never liked that guy.
Omul ăla a luat decizii la beție. Nu respect deciziile la beție. Report to the guard at the entrance for a small reward. Plus că nici n-aveam chestia, stau să fac chestiile lui. Vreau în arenă. Unde? Cine dă recompensa? O să zice? Adică serios, ăla nu mi-a dat un motiv bun, că a făcut el portrete și aia au murit. Păi, pana mea. Deci o dată tot mor. We got him. What a fool. First he worked for the glory of Carnage Hall. And now he has second thoughts. True. There you go. By the way, we found this map with him. Maybe those stolen portraits are at these locations. If you find them, report to me. Severus will pay extra. Da, n-am stat să fac asta. Avem lucruri mai importante. Pe bune, am făcut totul pentru 250 de biștari. Bro. Bro. Bro, asta e puțin ca maiurea. Ce Dumnezeu, atât? Hey, Dr. Deadly. Got a minute. Ok, sa, bro. Ce vreau eu de aici? Rush, asta e doar de viteză. Nice, let's go. Oh, fuck, 13 obiective, 4 minute, avem timp. Mă gândeam că trebuie să folosim de-astea. A, trebuie să le iau pe toate, dar nu într-o ordine nume. Și eu? Oh, oh, oh. Am o pe bune. Da, dacă n-am o rută în cap, mi-e greu să... Mamă, mă ridică mizeria asta așa sus. Ok, trebuie să mă arunc, cred că. Ok, și cred că de aici cumva o să ajungem și acolo. Hai zic, nu fac. Du-mă înapoi sus. Mă, ce greuț e de controlat toată asta. Stai așa, că ne ridicăm iarăși aici. No, să dau jos că n-am cum să dau altfel. Nu mi-a luat destul de asta de ridicat. Stai așa. Oare dacă fac asta? Pot să mă urc pe tare pe frânghia asta? Nu pot. Bro, ar trebui să fost așa de rapidă treaba asta, dar nu... Hai mă... E măcar mai sus pe asta, pe funie. Bro, nici măcar... Actually, am o idee. Cât de nervant e. Gat. Păi nervantă treabă. Mă jur. Nu știam cum să mai dau cu ăsta. Ok, fame ranking, suntem pe 6. Să ajunge pe locul 1. Sabro? Aiden, my dear friend, you've reached the knockout stage. Ce e aia? Let me into the arena. Let me in the Carnage Hall. Ok, credeam de blocat una de aia de roșu, nu?
Să fac pe stradă mai ușor. Oh. The final fights are ahead. Oh shit, nu mai avem mult. Are you ready to roar? I can't hear you. Urmează bătaie. Cine mă bat? Ăsta? Allow me to tell you a story. Cine mă bagă ăsta? Challenger? What the fuck? Mamă, cât mi-a dat! The story of a fighter who was afraid of nothing and no one. A fighter called Dr. Deadly. His proven is not only strong, but swift and agile. Bro! Da, așa. Ups. Am pierdut de tot? Nice, s-am bătut. By the name of Achilles. No one killed him. Arrow in the fucking heel. Lousy end. Era o piatră. Era arrow. Everyone has their weakness. Even you, Dr. Deadly. Fight. Oh my god, era Chiro? Chiro? Cain rhymes with pain, and Cain will beat Skullface. So, fight. Dar să-l bat. Kill Chiro. Okay. I'm not gonna fight you. You got no choice. Nu poți să-l bat alea până dă forfeit. Bro, dam puțin HP. You know who you're dealing with? Let Chiro win. Fucking Chiro. I'm sorry, Chiro. Hai, că n-ai murit. I'm really sorry. And that right there is wait, the mark of a true winner. Whoops. Dr. Deadly has defeated his one and only weakness. Hai, că aș cum țineam la el. Him from going all the way, but now all is certain. Dr. Deadly. Și aiurea a fost, nu s-a dat opțiune mai interesantă. Now take a break. You work hard to get here. Era poate la cum ai ieșit dacă îl bătai până într-un punct până nu leșinea de-a binele. Well, rip Chiro. Am să fiu sincer cu voi, mie nu mi-a plăcut Chiro niciodată. Nu cred că a fost un moment în care puteam zic, da, și-mi place băiatul ăsta. Tasu mi-a plăcut, Tasu a fost șmecher, dar el? Hey, Ogar? You and me gotta talk. You're waiting outside. I mean, nu e Tasu mi-a cerut să-l bat. Tasu mi-a cerut să-l bat. Ok, hai să vorbim cu Ogar. Scrunch ce zice. I mean, bro, scuze, dar el a zis să-l bate. Mi se pare că dubios uneori și cu deciziile în jocul ăsta. Că dacă lăsam să... Bine, dacă puteam să-l las să câștigi... Oricum îl omora Skullface. Ce putea să mai fie, ce drept și cred că asta se întâmpla de fapt, era chestia că, ok, îl băt... Nu, lăsam să-l bată, ajungeam în finală, nu l-a omorat Skullface și lucram împreună. Dar altfel nu cred că era vreo opțiune mai bună pe treaba asta, să fiu sincer. Și e și puțin DLC-ul ăsta, așa cum am spus, poate e puțin cam scârțit DLC-ul ăsta și parcă unele lucruri nu se leagă prea bine pentru mine sau ce puțin pentru, poate și pentru voi. Nu știu, și oricum eram foarte into the fight în momentul ăla, încât să mai iau o decizie rațională. Și din nou, când vine vorba de personaje de astea de care nu prea îmi pasă, pentru că le văd pentru maxim 3-4 minute, vă dați seama că... Nu prea stau mult pe gânduri, gen, oh, îmi pasă de caracterul ăsta așa de mult? Nu, nu-mi pasă. Adică Chiro pe mine mai mult m-a călcat pe nervi de când l-am eliberat din pușcăria aia.
Așa că a mi pare rău. N-au ce să fac. Ogar, ce faci, bro? Hai, gata, să mă bată și ăsta. Normal. Figured I owe you at least that much. Made a shit ton of mistakes in my life. Chasing success. No. Being addicted to success. It cost exact. My firstborn son. That's why I wanted to protect Chiro. Trust me, și-am făcut același lucru, să-l protejez, dar pe degeaba. Yet, you killed him. Alright, so what now? Revenge? What else am I gonna do? You killed him. No, you're the one who killed him. Me? Yeah. All he ever wanted was for you to appreciate him. Instead, you treated him like shit. Son of a bitch. Take that back! Why? It's the truth, and you know it. Adică am dreptate. I just... No. Vezi, nu poți accept. You did! Now go! Don't ever want to see you again. Ogar, I... Go! Before I change my mind! Bro, tu ne-ai spus să îl batem înainte să ajungă la ăsta. Dacă jocul a decis că, ok, hai să-l crăpăcim de-a binelea, it is what it is, bro. Ce de, nu, cum am spus, e cam greu să ajungi să te atașezi de un personaj de genul ăsta cum e Chiro, pentru că îl vezi pentru cât maxim 10 minute și după aia țal. Și nici nu-ți dă semne că ar trebui să spese foarte tare de gagiu. Adică din start, cel puțin pe mine m-a iritat că a fost faza aia că direct yoink match-uri de bani. Ai zis, ok, e un gagiu pe care îl văd numai odată și apoi dispare. Dar apoi, uite că a venit iarăși și a stat o leacă pe capul meu și nu s-a îmbunătățit relația între noi doi, știi? Și pana mea. După aia devine o telenovelă de aia, știi, uite, hai să las să mă bată, pierdeam rank. Nu știu ce alte drăcovenii se mai întâmplau și cea mai probabil tot ajungea să moară. Pentru că, na, până la urmă e Dying Light, lucrurile nu sunt neapărat happy end până la final. A, să mai facem și decizii de astea așa mai diabolice din când în când, nu numai lucruri fericite. Și așa și Tasu mă enervasă cu tot felul de chestii, că ne-am sacrificat să-l salvăm și să facem totul pentru Chiro. Chiro ce face? A, frate, mă întorc în Carnage Hall și mă duc să mă bat, că da, de ce nu? Bro. Au, mai zic. E ok. Se cheamă, de-aia există opțiunea ca cei care probabil sunt nemulțumiți de alegerea făcută pot oricând să ducă să-și ia și jocul, să joace și să facă decizia pe care ei și-au dorit-o. Ia zi-mi ce zice băiatul meu. My friend, I'll miss having you around here. Oh, e ultima misiune? Now Skullface, well, you know what that means for you. Let me into the arena. Just let me into the arena. Farewell, Aiden. Ah, terminăm și DLC-ul. Ia-te, frate, și pe asta. Și eu care îmi făceam griji că mai avem. Da, deci cred că dacă alegeam să nu-l căpăcesc acolo. Da, dacă alegeam să nu-l căpăcesc acolo, cel mai probabil mai făceam câteva runde. Ok. A little warm-up. Allow me to tell you a story. Oh? 2,000 years before the fall, a ragtag posse of bums led by Spartacus dared to take up arms against Rome. Our finalists will show you today what became of them. Let the slaughter begin! Oh, deci ne batem între noi aici la grămadă. What's this? Where are our slaves? Hey, man, we got your back. For some reason, the best on attacking one of the fighters. Whoa. Roy Robinson. E, măcar asta a contat. Mamă, ce scu ăștia, frate. Mamă, dar n-am știut că ai two hit combo. Oh, fuck. Am alt armă mai mică? Nu am. Hai mă, că voiam aia. Bro, dar nu doi. Ia!
bro, m-am ferit, da, să zicem. Hai zic. Mai sunt suliți? Hai, avem una. Ce vrea să fac? Să vorbesc? Are you not entertained? Well, always wanted to say that. Now, ladies and gentlemen, Carnage Hall bringing you a musical interlude. Ce mai urmează? Pauză publicitară? Când ai ajuns aici? Ce? Congratulations. You've made it to the finale. I prepared something from the formula you found. Apply it when Skullface releases the infected. Time it precisely. It doesn't last long. Okay. Give me that camo crap. Excellent. Good luck. Shit. Abel. Huh? You asked who Abel was. It's Skullface. Whoa. Wait, what? Skullface is the mask. Abel took it from the last champion to wear it. Oh. When he defeated him. Let's see if you can do the same. Oh, shit. But Ogar said his son was dead. Because that's what I told him. Oh my god. Ogar used to be the best. He was invincible. But when someone keeps on winning, the show gets boring. So, you told him to throw the fight. He just had to hand over the title. I already had his replacement. Instead, that fool tricked me. Ogar was supposed to lose, but he didn't. Am înțeles. So, I got Abel. Păi și ce Abel a făcut? Had everything. He was the fastest, the strongest. L-am controlat așa ușor. All he lacked was motivation. So I told him a story about how his father abandoned him. Oh. Left him wounded, dying. L-au păcălit. And chose his brother. You lied. And who needs the truth if the lie makes you stronger? Damn. The enemy Skullface kills has Ogar's face now. Știu ce câștigi? Show, bine. Știm deja ce câștigi aici. That psycho. Matt's threatening to shut me down. So I made a deal with him. If I hand him Skullface's head on a platter, he backs off. That's what's in it for me. The show must go on. Okay. Time for the final battle. Poate lăsăm în viață și explicăm toată treaba lui ăsta. Că și nu știu dacă o să meargă. Adică ar fi o idee, dar nu știu dacă o să funcționeze de bine la toată treaba asta. Just saying. Ia să vedem-o pe ăsta meu, ce zice. This is it. The moment of truth awaits. Last chance to stop Skullface and save the city from imminent doom. Cine vorbește? Oh, faină katana. Ce mi-a intrat statuaje? Mamă! Nu știu dacă am cum să fac să-l repar.
să vedem cum poțiunea aia de nedat-o. Ah, trebuie să-l bade binele. Oh shit. Bro. Gata. Stay down. Bro, nu pot să atac. Ține pe astea, bro. Nu, ce puțin damage îi dau. Mamă, dacă nu... Oh fuck. Oh, but this is easy fight though. Stop on watching, I bet. Come on, is that all you got? We're just getting started. Better up. Oh, here we go. Mă gândeam că n-ar putea să fie așa simplu. Oh shit. Ah, oh, fuck. Fix ce am eu chef de demolisher acum. Ah, nu vine încoace. Asta e relativ ușor de bătut. Oh fuck. Hai, vine mai încoa. Și-a schimbat sensul. Easy. Bro, ce lupte ușoare. Oh. Runda a doua. Ben. Mă, o fițare efectele astea. De timpana mea. Uite mă, câte mizerii are. Țara arma aia. Mamă, cât damage mi-a dat cu focul ăla. Time to die.
Mamă. Ah, fuck. Gata, l-a spart și pe ăsta. I-a distrus toată familia lui Ogar. Shit. Nu spui să te scuții tu la gărea șmecher. No. In the meantime, allow me to tell you a story. The story of a boy whose own father pushed him to fight in the arena. A boy who so hated his father for it that he transformed himself into a monster. A boy who adopted the moniker Scuffing. Oh fuck. Nu-l omor, frate, stai tu liniștit. Carnage Hall's former champion and its current trainer. Abel, son, it's me. A family reunion. This is getting interesting. Guards! Interrupted my story, but Abel knows it anyway. Right, Abel? You remember how your father ran off? That's bullshit. Thought my boy was dead. Forgive me. Poor fool. At least you remember how you were dying. How alone you were when he left you. Astrid lied to you. She told me herself. She made a bet with Ogar. He had no choice. There's always a choice. As soon we'll see. Abel, you dreamt of revenge for so long. Saw his face on every one of your enemies. Oh, fuck. He picked Chira. Now he's here. Here in front of you. Kill him. I am so sorry. Abel, no! Oh. Oh, oh fuck. No way. Ha, mă, că n-ai murit. Nu te-am omorât. It's yours. Am mulțam. I fuck this, arunc-o. I fuck this. Cu jocurile voastre bune. Oricum, cine mai ține show-urile acum, că e gata? Ce să mai, ce show-uri să mai ții? Aia, bă, rip Chiro, though. Deși l-am bătut cu o bâtă. Putem spune doar că i-am spart picioarele. Gata, am ajuns șmecher aici? A, uite și asta. Oare putem să o folosim? Vreau nu zic că acum primim gadgetul ăsta și putem să folosim. Ba da. Și nu l-am avut până acum, știi? Seara, cam bullshit. Să încerc, cred că tot DLC-ul trebuia să fie cu ăsta. Ok. Te n-aș DLC-ul ăsta, boys. Da, uite, vezi dacă primim chestia asta. Când, sincer, eu aș făcut tot DLC-ul să fi fost cu treaba asta. A, trebuie să faci toate challenge-urile acum. A, am înțeles. Da, trebuie să faci toate challenge-urile acum și toate astea. Da, nu mai are niciun... Nu mai are niciun sens. Ce misiune avem acum? A, asta side quest-uri, da. Asta... A, de fapt nu mai avem nimica. We're done. Yeah. Bă, în mare parte, înțeleg review-urile negative la acest DLC, pentru că este, nu că scurt, este omega scurt și nici nu e ceva foarte impresionant. Adică începe promițător, e faină ideea de arenă și toate alea și cum e gândit așa puțin și cu momente de astea așa și cu secundare făinuțe, dar parcă
anumitele momente, adică dacă e să stai să vezi povestea overall, nu e cine știe ce și nici nu prea ai momente foarte, foarte faine, adică story-ul are o oră jumate maxim, că na, mai mult challenge-ul îți autonă din timp dacă este un fel acesta, dar na, aia e cam asta tot prin acest DLC, boys, e bine că na, l-am făcut totuși și vedem poate următorii mai promițători și mai bine gândit și poate mai structurat să nu fie doar o simplă arenă. Cu asta, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne-o zi data viitoare, pa, pa!